nu închideți filmarea, vă rog frumos, nu aveți acordul meu să mă filmați. Vă rog să ieșiți. Am înțeles. Vă rog să părăsiți biroul. Vă rog. Ia o femeie mâna de pe mine. Femeie, nu pune mâna pe mine. Trebuie să respectăm niște reguli în țara asta. Cu cetățeni ca dumneavoastră care nu respectă regulile, nu ajungem nicăieri. Hai să vă dau în judecată. N-ai să mă dai în judecată. N-ai curaj. Trebuie să plătiți procurorul pentru ceea ce faci. Tu trebuie să plătești pentru că faci de trei. Plângere penală. Stimată doamnă, da. Ca să știți, pentru viitor, ăsta nu este un apel de urgență. Că dar nu am sunat, doamna a sunat, eu n-am sunat. Dumneavoastră a spus-o. Eu o să vă sancționez pe dumneavoastră pentru faptul că sunați la 112. Adică toți pe mine mă sancționați care sunt în da, pentru că sunteți... Ce dar dumneavoastră, ce o pui pe femeie să sune la 112? Se pune viața în pericol? Nu mai dați vina pe doamna gardian. Dacă dumneavoastră i-a solicitat femeia, ce vrea să facă? Deci, doamnă. Mă astăzi deci, ziceți informată greșit. Fără acordul meu, nu îi asta permit. Asta credeți dumneavoastră. Dumneavoastră de asta a sunat la noi pentru că v-a deranjat că vă filmează. Semnați procesul verbal, v-am mai întrebat odată. Fac o sesiz... Da, ei pus degeaba pe oamenii ăștia pe drumuri. Acum plătește, știi câte amenda? 40 de milioane. Doamna o să fie sancționată ca data viitoare să știe când să apeleze numărul de urgență 112. Pentru că asta nu reprezintă o urgență, da? O zi bună! Mai mulți vecini de la mine din cartier mi-au spus că la supermarketul Polar din Poarta 6 au grave nereguli de igienă. Vizitând magazinul, am constatat că vecinii mei chiar aveau dreptate. Muște în vitrina de bezeluri, muște la brânză, muște peste tot. Nu muștele m-au deranjat, cât atitudinea personalului. Deci prea multe detalii vă dau eu cum adumeaște că mă registrați, chiar nu e corect. Da? Deci chiar întrerupe subiectul dacă spuneți că mă registrați. În cele din urmă, văzând cum patronul abordează situația, am înțeles că rezolvarea o voi găsi la instituțiile statului. După o perioadă de 30 de zile, atât primăria, poliția locală, ITM-ul, Garda de Mediu, ISU Dobrogea, ANAF-ul, DSVSA-ul, dar și prefectura mi-au răspuns la solicitare, sancționându-l pentru multiple abateri. Singura instituție a statului, care era și cea mai importantă, și-a permis să mă ducă cu zăhărelul în înscrisuri oficiale, așa că m-am gândit că o vizită nu ar strica în contextul în care aș putea primi mult mai multe clarificări decât cele oferite în două rânduri pe e-mail. Cum se numește unitatea? Alexim. Noul Alexim. Noul Alexim? Da, noul Alexim. Alexim, am înțeles. Da. Probabil nu se încadrează. Ne asociați niște informații mai precise vis-a-vis de... Da, ceream să mi se spună suma cu care a fost sancționată această societate comercială. A, suma nu se dă. Totalul amenzilor le putem da așa în general. Da, da, pe ele. Dar suma așa se... Noi vă spun că noi am avut foarte multe procese cu agenții economici pentru că este acest DCPR și nu-ți dă voie. Adică dacă dumneavoastră ați făcut o sesizare legat de condițiile igienico-sanitare și vi s-a răspuns, au fost niște probleme acolo probabil. Da, și ați semnalat probabil niște condiții igienico-sanitare precare. Da. Știți dumneavoastră că dacă vorbim de GDPR, vorbim de UE 679, care nu reglementează sub nicio formă ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică, vă dați seama voi, oameni buni, că vorbește numai prostii această doamnă. Cum să spuneți că cu GDPR, ce are treabă GDPR-ul cu sancțiunile care le-au luat? În momentul acesta, dumneavoastră filmați într-o instituție publică și nu aveți acordul meu. A, nu? Prin urmare, tot ce veți folosi în momentul acesta... Așa. Veți fi dumneavoastră în culpă. Poftiți. Adică, ce se întâmplă mai exact? Ce înseamnă când spuneți că să fiu în culpă? În culpă de? Ce este dumneavoastră? V-ați folosit de o filmare ilegală. Cine este dumneavoastră? Nu aveți acordul meu. Dar nu trebuie să-l am, doamnă. De-aia voi și spuneam că nu știți GDPR-ul, că spuneați GDPR. Cum vorbiți dumneavoastră? Deci nu este problema dumneavoastră. Nu aveți un ecosom, doamnă. Deci vă rog frumos, chem paza. Da. În momentul acesta, chem paza. Chemați-mă paza. Vă rog frumos să mă urmați. Da, în primul rând, ați intrat într-un birou așa, fără să fiți anunțat. Da? Da. Uite, Cucoana, dă-ți demisia că ești o rușine pentru instituția asta. Dacă dumneata spui că... Ați venit să ne jigniți? Nu, să vă cert. De ce îl protejați pe ăsta și nu ne spuneți și nouă cetățenilor plătitori de taxe și impozite să ne spuneți și nouă cu cât îl sancționați? Ce informații? Nu mi-ați dat nimic. Mi-ați trimis pe legea asta 544, nu mi-ați dat nimic. Mă duc să cu apă directoare. Unde e directoarea? Deci este în sediul directorului executiv. Deci nu,
Măi, cucoană, vezi de treabă, mă, cucoană, mă. Nu ți-e puțină rușine că lucrezi aici? Să fie de rușine. Dă-ți demisia, măi, femeie, dacă nu ești în stare să ne spui două, trei cuvinte. Spune și mie cât amendă de alu ăsta. Ce e așa de greu? Ce tot îl protejezi? Că nu înțeleg. Spune ce amendă de aici. De control care a fost acolo. Da, adică nu e ca nimeni, că n-a fost nimeni, vă spun eu. Eu nu am acces la toate așa informațiile din instituție. A fost da, probabil oficiu de serviciu de control așa care a verificat. N-a verificat domnul nimeni. Haideți să mergeți cu mine pe teren. Nu. Că nu știu cine este dumneavoastră și nu vă prezent al domnul profesor. Cine este dumneavoastră, domnule? Da. Este Gheorghe este secretara șefă, este purtătorul de cuvânt. Și este rușine că lucrează în instituția asta ca să nu se prezinte? Nu e rușine. Ba da. Dar nu am dreptul, domn profesor, ba să da mă prezint. Da, cum să nu? Nu. Ești obligată, femeie. Da. Cum să nu? Vă rog. Da ce? Domnul profesor, am zis femeie. Dar ce-i bărbat dumneavoastră? Stați puțin să folosim un limbaj care ne permite să comunicăm corect. Atâta timp cât dumneavoastră sunteți transparenți. Domnul profesor și nu are da acordul nostru. Aoleu. Însu se folosește de aoleu ce? Da, dumneata, ce mai la doctorița Alefa. Uite, și dumneata filmezi acolo. Și noi filmăm, nu este nicio problemă. Da. Dăm domnul răspunsul aici. Dar nu ne folosim da de filmare. Ba cum să nu? Ba da. Poți fi și dovadă în instanță. Că dumneata nu-ți faci treaba corespunzător. Nu, e părerea mea. Dumneavoastră faceți niște afirmații. E părerea mea. Îmi dau cu părerea. Da, e o părere. Da. Nu e părerea mea. Păi ia să m-am spus. Părerea mea este că nu-mi faci treaba corespunzător. Un limbaj corespunzător. Hai, cucoană. Dă-ți demisia. Nu. Dă-ți demisia, cucoană. Dacă dumneavoastră... Cine a spune documentul ăla? Vedeți că ține invers. Da. Dumnezeu mi-a zis că nu are voie să-mi spună cu cât l-am sancționat pe ăsta pe Alexim. Pentru că nu-i dat amendă, femeie. De nu ai voie să spui. Pentru că știi că nu-i făcut nimic. Îți dă și pagă? Îți pagă? Stai, domnule, că întreb. Deci, serviciul de control... Îți dă-și pagă? Nu. Haideți să chemăm la 112. Dar deci, măi, omule, nu ți-e puțină rușine? Cum să sun la 112? Să deranjezi oamenii ăia degeaba. Haideți, domn profesor, vă rog. Auzi, să deranjezi oamenii degeaba. Doamne, trebuia să vină să urce așa în instituție. Ăsta este birou cu coare, eu n-am pomenit. Du-te, măi, femeie, și lasă-mă în pace, n-am voie să filmez. Unde e, dar te crezi la dumneata acasă? Ce ai țigări aici? Ce ai aici? Ia-mă, femeie, mâna de pe mine. Femeie, nu pune mâna pe mine. Vă rugăm frumos. Nu pune mâna pe mine. Deci vă rugăm frumos, ați încălcat toate regulile. Care sunt regulile? Da? Intrați în zona penală. Cine sunteți, doamna de la gardă? Cine sunteți, doamna dumneavoastră? Ca să spuneți că da, sunt un penal funcționar public în exercițiul funcțiunii. Și nu este problema noastră că nu aveți treabă cu mine în această instituție. Cum vorbiți, domnule? Vă rog dumneavoastră frumos, dumneavoastră ați venit să faceți scandal. Eu? Da. Dumneavoastră ți-a pentru că ați vorbit foarte urât. Ați cignit. Este codul funcționarului public. Așa? Și în exercițiul funcțiunii nu aveți voie să jigniți dumneavoastră pe nimeni. Cu ce ați venit? Ați venit fără să fiți anunțat. Ați încălcat toate regulile. Ați intrat fără să anunțați paza, doamnă, vă rog dar frumos, acest e pe tarlaua dumitale? Nu a intrat în instituție neanunțat. E pe tarlaua? Da, chemați 112. Da? A trecat, a ești pe tarlaua, dumneata, fumazii afară. Vă rog, vă doamnele, va vorbi frumos. Doamne, eu am treabă aici, domnule, la dumneavoastră în birou, am treabă cu dânsa. Deci nu aveți treabă la mine în birou, dumneavoastră aveți... Dar de ce? Nu puneți doamnă mâna pe mine. Vă rog frumos, chemați 112. Aveți un comportament deviant. Deviant. Cine? Dumneavoastră spuneți treaba asta. Da, eu vă spun acest lucru. Doamna va vorbi frumos. Vă rugăm frumos, v-am vorbit frumos. Da. Dumneavoastră, haideți ca să nu mai dumneavoastră. Ați încălcat toate regulile. Chemați, doamnă, 112 pentru că nu se poate. Pe ce fac aici? Eu nu mai muncesc că nu persecută. Nu are credit dumneavoastră ei. Haideți. De unde haideți? Deci aici este biroul, compartiment, relații publice. Deci este o instituție publică. Da, doamnă, haideți să ne așezăm amândoi și să vorbim. Haideți. Haideți. Mulțumesc că m-ați primit. Deci vă rugăm mulțumesc frumos, v-am primit. Mulțumesc. Mulțumesc că da, eu cum l-ați lăsat la mine în birou? Fuma, doamnă, fumați dânsa, că am filmat-o. Pe lângă mine ca păi dacă fumai... efectiv și m-am luat. Doamnă, dar nu aveți voie. M-am luat nu aveți voie să faceți așa ceva. Trebuia să plec. Am venit după dânsul imediat. Trebuia să vă întrebați pe cine caută. Eram aici, păi nu v-am zis că a trecut, știți cum, ca vârtejul. Deci vă rog frumos, domnule. Haideți să rezolvăm problema asta. Eu vă haideți. Eu am respectele dumneavoastră. Cum aveți respectele mele? Adică vreau să zic, nu mă vreau să chem da, mă cunoașteți? 112. Nu vă cunosc. Nu mă cunoașteți. Sunați, doamnă, eu la sunt și prima zi astăzi. Da, doamnă, sunați nu la 112. Nici pe doamna, nici sunați, doamnă, la 112. Haideți frumos, că nu-i frumos. Dar nu pot, doamnă, eu am venit ca un cetățean simplu, care am detectat. Dumneavoastră, în momentul acesta, vă rog să închideți telefonul. Nu pot. Închideți filmarea. Nu pot. Nu închideți filmarea, vă rog frumos, nu aveți acordul meu să mă filmați. Vă rog să ieșiți. Am înțeles. Vă rog să părăsiți biroul. Nu, doamnă, că am treabă cu dumneavoastră. Sunați la 112. Vă rugăm frumos.
Da. Deci nu se poate, eu nu pot să stau să mă trezesc și cu o palmă și cu un pumn în cap. Vă dați seama, oameni buni, vă dați seama ce prostii vorbește cu cona asta gărată din banii voștri, să spună că se poate, stați domnul Cumar, că vorbesc cu dânsa, să înțelegeți voi că zice că poate să se trezească cu un pumn în cap. Voi știți toate materialele mele, când vreodată am fost eu violent, mai ales cu femeile, niciodată, și voi știți că am avut atâtea probleme în țara asta, dar dumneavoastră se gândește că trebuie. Deci dacă era să, dacă era să fie ceva de bătaie, doamnă, până acum n-aveam ceva cu dumneavoastră. Nu, eu am treabă. Domnule, știți că mă cheamă Saioc? Se poate. Păi dumneavoastră aveți 1-2. Către Marian Saioc, cine sunteți? Okay. Vă folosiți de documentele? Da, 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 mă folosiți de documentele. Păi încă o ilegalitate din partea dumneavoastră, da, dumneavoastră, dacă vă folosiți dumneavoastră de documentele. Deci dumneavoastră sunteți și... Ați venit și ați spus că aveți un răspuns de la noi. Da. Văd că scrie Marian Saioc. Dumneavoastră ești și polițist acum? Mă anchetați? Deci vă rog frumos. Haideți să vedem ce facem sunt cu ăștia. Sunt funcționar în exercițiu funcțional. Cum vorbiți? Puțin respect. Cum vorbiți că n-aveți cuțor? Nu este problema. Păi ia vedeți ce spune codul administrativ. Codul administrativ spune că trebuie să aveți un cuțor. Doamna, să vă dau la valere să vă auziți mai bine? Deci vă rog frumos. Să dau la valere să vă auziți mai bine? Așa, deci, vă rog, uitați, dumneai are un ecuson. Ce dumneavoastră este aveți? De la pază. Ce dumneavoastră ce dacă? Nu este. Și ce dacă? Nu. Dumneavoastră trebuie să aveți un ecuson. Deci, sunați, doamnă, ce vă rog, sunați, o să vă dea și amendă, să știți. Eu sunt și prima zi. Vă rog frumos, dar sunați, doamnă, vă rog frumos. Am sunat după ăsta, nu răspundea, sun și după al meu. Tu sunați și garda de la dumneavoastră, pentru că eu nu pot să mai stau așa. Bună ziua, doamnă. Vrem și noi de urgență o mașină de poliție la... Direcția de Sănătate, Direcția de Sănătate Publică pe strada Aleea Lăcrămioarei numărul 1. Aleea Lăcrămioarei numărul 1. Avem o persoană aici care se numește Saioc Marian. Constanța, doamnă. Avem o persoană, se ceartă cu doamna. Eu mă cert? Nu vrea să am iasă de la început. Doamna eu am nevoie de răspunsul, doamne, am nevoie de răspunsul și nu falsuri. Nu, 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 răspunsul. Dumneavoastră ați făcut o plângere administrativă. Da. Ați făcut o plângere administrativă și în 15 zile există o comisie care va verifica. Deci ați făcut o plângere administrativă. Asta mi-ați dat răspuns. Asta e răspunsul. Asta este răspunsul. Da, asta e răspunsul. Ca să faceți plângere administrativă. Nu, am făcut două. Asta e a treia. Nu. Nu, dumneavoastră ați primit răspuns oficial? Ați primit răspunsul. Întrebarea mea, dumneavoastră ați primit-o pe e-mail? Vreți să vorbim. Vreau să fiți transparentă. Să nu aveți nimic de ascuns nici de oameni, nici de mine. Nici nu știu aceasta. Eu nu sunt organ de control. Foarte bine, nu am deci, fost la organul de control care a fost la inspectorul șef săptămâna trecută. Am nu, vorbit nu, cu am fost și tot aici jos, la, da. Jos, la, acolo este serviciul de control. Da, femeie, nu te vorbește puțin mai încolo, dacă vezi că înregistrez deci, acum. Doamna gardian. Așa. Da. Lăsați, doamnă, că nu vă bate nimeni, doamnă, nu am venit să mă cerc cu nimeni, nici nimic. Deci am nevoie. Haideți puțin. Funcționar, a intrat un domn, se ceartă, nu mai poate. Nu mă cert cu Coană, că vezi că nu mă cert. Dumneata nu știi ce înseamnă ceartă. Deci, doamnă, eu am nevoie de un răspuns oficial. Singurul răspuns oficial pe care dumneavoastră mi-ați dat aici, mi-a spus că... Primiți, domnul. Mi-ați dat, doamnă, deja. Nu, ați făcut urmă... După aceea... Stați puțin să vară. Da. Asta vreau, doamnă, comunicare. Ce crezi că am venit să mă cer cu cineva? Comunicare. Deci, domnul Saic, eu nici nu vă cunosc. Nu trebuie să mă cunoști. Decât din cărți. Foarte bine, foarte bine. Decât din mașina, doamnă, să știți. Da, doamnă, foarte bine, să vină. O să ne înțelegem și cu domnul Saic. Că nu suntem... sălbatici. Dumneavoastră ați făcut o sesizare. Am făcut mai multe sesizări. Dumneavoastră spuneți de ultima în care v-am cerut legea, da. Prin care spuneți dumneavoastră aici că nu deci, aveți voie să-mi dați datele ca au caracter personal. Când vorbim de date cu caracter personal, deci, domnul, GDPR-ul nu este, este UE... Să primiți în... Nu, nu este da, mai bine. Nu că filmați, să știți că tot ce filmați... Bine, 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 o să vedem noi. Va fi împotriva dumneavoastră. Da, 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 că deci, sunteți polițiști ce sunteți dumneavoastră. Tot ce filmați va fi sunteți împotriva polițiști, dumneavoastră. Sunteți polițiști dumneavoastră? Să spuneți treaba asta? Vreți să stăm de vorbă? Da, de vorbă stăm. Nu, doamnă, că n-am venit atunci de ascuns. Aici sunt 10.000 de oameni care se uită la dumneavoastră ce facem. Le închidem în nas? Le închidem lor, deci la oamenii ăștia? Nu aveți dreptul am să dreptul. Mă filmați. Am dreptul să vă spună polițistul că am dreptul să vă filmez. Nu doamne. Aveți dreptul să mă filmați. Spuneți-mi dacă l-a sancționat fosta și cu cât l-a sancționat. Veți primi în... Păi n-am primit, doamnă, până acum nimic. Mi-ați dat deci numai răspunsul de 2 lei. Veți primi în scris, ați făcut plângere administrativă. De ce v-a spus, bodyguard aici, ca noi cetățenii să nu putem să vă deranjăm? Vă place să stați pe scaune călduțe? Eu vă întreb, vă place să stați pe scaune călduțe? Noi cetățenii cât am avut o problemă? Instituțiile nu trebuie să aibă pază. Sunteți bugetar? Deci instituțiile? Sunteți... Păi, atunci schimbați dumneavoastră legea, că nu dacă eu sunteți bugetar, angajat. Dacă sunteți bugetar, plătită din banii mei deci și a banii domnul cetățenilor... Saiu, vă rog frumos să nu divagăm.
Nu divagăm. Dar nu mi-ați dat un răspuns. M-ați dus, mă duceți cu prostia la și îmi spuneți, nu divagăm. Îmi spuneți că nu vreți să-mi spuneți pentru că vă uită acum la dumneavoastră 3.000 de oameni. De aceea că nu vreți să-mi spuneți. De ce să nu spuneți, doamnă, vorbiți, spuneți-le și oamenilor. Ce se întâmplă? De ce nouă cetățenilor plătitori de taxe și impozite nu vreți să ne spuneți sumele cu care îi sancționați societățile comerciale? Pentru ce? Vă luați și pagă de acolo? Noi. Sunteți combinată în afacerile alea? Noi. Doamnă, sunteți pusă politic? Avem informații oficiale, da? Avem rapoarte de activitate care sunt transparente și avem toate sancțiunile și numărul total al sancțiunilor ca și informații de interes public. Perfect, deci, de acord. Dar deci inclusiv... nu sunt acceptate. Dumneavoastră ați cerut altceva, probabil. Nu. Dumneavoastră ați interpretat. Ați făcut o sesizare. Serviciul de control probabil s-a dus și a verificat. Dumneavoastră... Ulterior ați revenit. Vi s-a spus că datele solicitate... Nu au, sunt exceptate de la... Nu, doamna, ați interpretat greșit. Eu am spus suma cu care a fost sancționat. Și dumneavoastră, stați puțin. Lasați-mă să mă explic și eu. Oricum, la avaliere aici. Ați făcut o Măi, oameni buni, haideți că vă spun vouă că Coana vorbește așa peste mine, cum are să facă. Deci, ei mi-au spus, eu le-am cerut lor cu tot și cu totul altceva, le-am zis să-mi spună suma și ei revine la mine cu un... Nu suntem în videoconferință. Revine înapoi și îmi spune în răspunsul oficial că nu poate să-mi dea copie de pe procesul verbal. Păi eu v-am cerut, mă, cu oameni buni. Băi, nu știu, eu nu sunt ei sănătoși la cap, poate nu sunt eu. Deci eu nu le-am cerut copiii pe procesul verbal, eu le-am cerut să-mi spună... Domnul Saioc, dar din câte știm v-ați adresat și celorlalte instituții, ITM-ului, Comisariatului Județean... Da, nouă instituții ale statului, exact. Ați primit amenziile? Nu, prefectură, păi stați puțin, lăsați... Din câte știm? Lăsați că... Păi dar unde s-au dat, mi-au dat, da, sigur că mi-au dat. Mi-au dat unde sau unde și am cerut, mi-au dat. Și noi v-am spus că s-a dat amendă. Nu, mi-au dat sumele, doamne, mi-au dat sumele. Unde au plătit, doamne, au fost probleme în trecut mari. Au închis și un peco, da. Am înțeles. Dumneavoastră ați revenit cu o plângere administrativă. A intrat pe circuitul legii 544 pentru că aveți dreptul să faceți o reclamație administrativă. Reclamațiile administrative se rezolvă în 15 zile de la primirea lor. Da. De către o comisie care va analiza dacă acele informații pe care dumneavoastră le-a solicitat intră în sfera al informațiilor de interes public. Și punct. Cu aceasta am terminat. Nu, spuneți-mi dacă nu intră, stați puțin, dacă nu intră în sfera informațiilor de interes public, deci în baza legii 544. Dumneavoastră vă învârtiți în jurul cozii. Dacă nu intră, trebuie să menționați de ce nu intră, conform toate informațiile pe care le dețin. Nu. Deci dacă nu intră... Dumneavoastră aveți în lucru o reclamație administrativă, vă rog frumos. Dumneavoastră la ora aceasta nu vă mai interesează subiectul în sine. Vă interesează să vă faceți reclamă, să vă folosiți de imaginea instituției noastre pentru propria dumneavoastră propagandă. În acest moment vă rog să părăsiți sediul instituției. Mergeți cu mine să vedeți că magazinul deci e plin de muște. Deci vă rog frumos, lăsați-mă. Mergeți cu mine să vedeți că magazinul e plin de muște. Nu, dumneavoastră stați da, aproape să faceți o nouă sesizare. Dacă dumneavoastră considerați că serviciul de control nu și-a făcut datoria și în unitatea respectivă sunt în continuare condiții igienico-sanitare precare, dar din câte știu eu de la serviciul de control, au un plan de control și revin la unitățile respective să vadă dacă au îndeplinit măsurile acordate. Haideți cu mine să vadă că e plin de buște. Dar eu nu am acest drept, eu nu-mi depășesc atribuțiunile la simplul dumneavoastră. Dar ce faceți dumneavoastră toată ziua? Spuneți-mi așa. Este problema serviciului de control. Sunteți pusă politic? Deci, domnul, vă întreb, sunteți pusă politic? Sunteți coruptă, domnule? Eu vă întreb, sunteți coruptă? Nu vreau să divaghez această instituție. Sunteți mână-mână cu ăsta de aici, cu nenea de la Alexim 2009? Deci, domnule, eu nu fac control în unități sanitare. Nu știu despre dar cine protejați. Vorbiți. Vă spun nu eu, îl protejați. Vorbiți. Nu știu. Astea sunt niște afirmații care eu le consider că sunt aduse calomnioase. Calomnioase la adresa organelor de control care și-au desfășurat controlul acolo. Este părerea mea. Este părerea dumneavoastră? Absolut. Este strict părerea dumneavoastră. Da, și am dreptul de care să fac dumneavoastră încă o dată vă folosiți ca să vă faceți o propagandă pe organele de socializare. Este părerea dumneavoastră. Da, e părerea dumneavoastră. Frumos. Nu aveți ce să mă rugați. Vă aș vrea ca angajații dumneavoastră și din banii noștri ai cetățenilor să nu-l mai acopere pe nenea asta și nicio societate comercială. Da, iar deci, nouă... frumos, dacă mai aveți întrebări, mergeți la serviciul de control și vedeți acolo dacă unde mai au serviciul de control. Unde e serviciul de control? La parter. Bun, la parter. Am rugămintea. Cu ce am avut onoarea? Eu? Da. Sunt funcționar public în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Cum vă numiți, doamnă? Este problema mea. Sunt date cu caracter ce salariu personal. Aveți?
Sunt date cu caracter personal. Ce salariu aveți? Salariile sunt transparente. Știu. Sunt inspector superior în cadrul Direcției de Sănătate Publică. Ce salariu aveți, doamnă? Deci salariile sunt transparente. O să, legea 153... Puteți să intrați pe site-ul. Nu, se află pe site, m-am uitat. Da, puteți să intrați legea pe site. Legea 153, articolul 33, spune că deci, trebuie să le aveți la vizier. Unde poți să vă și eu salariul dumneavoastră? Dar că sunt, cum numiți. Sunt publice. Băi, să rușine intrați pe site-ul, intrați pe site-ul. Băi, nu mi-este rușine, pentru că eu în această instituție am o vechime de 36 de ani, domnule. Nici dracu nu mai coboară, măi, oameni buni, pe ăștia, da, înțelegeți? Da. Nici deci dracu nu mai coboară jos. Pentru atâția ani de 36 de, da, de ani, ține scaunul ăsta călduț și uitați cum ne tratează, deci ca să înțelegeți, de 36 de ani. Vă rog frumos, nu mai calumniați. Dacă de 36, cine vă ține, doamnă, atâția ani, cine vă ține pe scaunul ăsta, doamnă, și nu va coborî niciunul jos? Aveți pile? Deci este strict părerea. Eu vă întreb, aveți pile? Păi eu consider... Este munca funcționarilor de o viață de care nu vă bateți dumneavoastră joc. Aoleu, da? Aoleu, da? Banii noștri. Da. Lăsați că nu toți funcționarii sunt, da, ca dumneavoastră. Mulți, deci, ne dau toate detaliile necesare dumneavoastră. Nici ce spuneți, păi nu, că eu doar până aici, de aici până aici vă pot spune. Nu, doamnă, dați-ne nouă cetățenilor, deci, pe toate taxe și impozite, tot ceea ce cerem. Dumneavoastră, vă rog frumos, poate n-ați fost, nu v-ați făcut suficient de bine înțeles. Reveniți și spuneți că acolo sunt condiții igienice necorespunzătoare, pentru că dumneavoastră le-ați descoperit. Foarte bine, sunteți un cetățean cu inițiativă, felicitări. Dar, la momentul acesta, dumneavoastră ați primit răspuns strict la ce ați solicitat. N-am primit. Domnul Saioc. N-am primit, dar tot vreau să știu cu cine am onoarea. Deci, da, în momentul acesta, da, eu, da, dă-ți demisia. Dă-ți demisia, femeie. Ești o rușine din punctul meu de vedere. Dă-ți demisia din punctul meu de vedere. Ești o rușine pentru instituția asta. Asta e părerea mea. Eu am plecat, am înțeles care este de... Nu, e părerea mea. E părerea mea. Nu știu cine sunteți, dar v-am spus. La revedere. Nu-i frumos. Dumneavoastră, ce sezonă? Ce faceți? Poftim? Ce mai faceți? Cum mai duceți? Eu nu vă cunosc. Dar nu trebuie să mă cunoașteți, lucrați aici? Da. Ce sunteți, doamnă, dumneavoastră? Dar ce vă interesează? Că dânsul face. Uitați, măi, oameni buni, da. Doamne, cum te ține angajați oamenii ăștia dacă lumea ta nu știe cum te numești? Face urmăritorii, are... Da, da, da. Dar ești angajată dumneata de 30 de ani ca să-ți dai cu părerea? Da. Nu, sunt de un an angajată. Ai zis că ești de 30, da, de ani. Da, asta așa. Să-ți boier, mă, la voi acasă, mă. Uite cum dă cetățenii jos. Cum îi dă afară, mă, cetățenii? Cum îți permiți dumneata să dă cetățenii afară? V-am spus, vă rog, mai și vă repet. Stai, măi, femeie, nu te băga... V-am spus și vă repet. Da, da. Dacă dumneavoastră ați filmat, da, pe tot parcursul discuției, da, 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 cu mine, ce să faci? Personal. Ce să faci? Deci dumneavoastră sunteți într-o cult. Ia, da, ce lege am încărcat? Ați comis o ilegalitate. Care ilegalitatea? Eu nu vă permit, așa, să vă folosiți, da, de imagini. Ia, ia aici. Fără acordul meu. Așa. Vă rog, ce am încărcat, doamnă? GDPR-ul? Vă rog frumos. UE 679. Ia citește, vedeți? UE 679, deci, ce spune? Este la dumneata acasă, doamnă. Aia să mă GDPR. Vă dau în judecată. N-ai să mă dai în judecată. Da. N-ai curaj. N-ai curaj. Și că tine mi-au zis, n-ai curaj. O să pierzi și o să râdă și procurorul o să râdă de tine. Trebuie să plătiți. Procuror, pentru ceea, nu, ce faci. Tu trebuie să plătești pentru că stai de 3. Plângere penală. Pentru ce? Îmi spune, deci care articol? Organul de poliție. Plângere penală? Deci, am înțeles. Dumneavoastră luați pe domnul. N-are cum să mă ia. N-are cum să mă ia. Pentru că astea sunt atribuțiile dumneavoastră. Nu are cum să mă ia. Spuneți-mi pentru ce faceți plângere penală. Plângere penală. Da, da, intră, sigur. Pentru ce faceți plângere penală? Pentru ce faceți plângere penală? Pentru că v-ați folosit articolul penal. Articolul penal. Ce imagine? Acordul meu. Cine sunteți dumneavoastră? Nu vă cunoașteți nici dracu. Sunteți dumneavoastră procuror. Cine sunteți dumneavoastră? Nu vă cunoașteți nici dracu. Ce vă spuneți? Ați intrat în instituție fără să fiți anunțat. Așa, așa. Ați intrat în toate birourile. Hai, nu mai spune. Ați făcut un abuz. Ia uzi. Nu se poate. Este o instituție a statului. E casa ta, femeie. Este o instituție a statului. E casa ta. Haideți, vă rog frumos. Care sunt regulile? Haideți, vă rog frumos. Care sunt regulile? Haideți. Nu pune femeie mâna pe mine. Deci, vă rog frumos. Care sunt regulile? Doamna, ați făcut un, am făcut, doi? Doamna. Dați-mi, doamnă, dați-mi, doamnă, mie și sunați. Sunați că vorbesc eu. Păi sună, lasă-o, deci, de femeie telefonul, telefon. Să sune, deci să sune direct dânsa. Dumneavoastră nu aveți niște șefi? Deci să sune, deci să sune, deci nu doar suna dumneavoastră, deci dumneavoastră ei să sune. Dumneavoastră, dumneavoastră ce faceți? Dirigeați? Îi spuneam, îi spuneam. Ce trebuie să facă? Îi spuneam. Ce faceți? Dumneavoastră, ce o pui pe femeie să sune la 1-2, se pune viața în pericol? Da. Nu ți-e puțin rușine? Care da? Care da? Păi dumneavoastră ai citit UG34? Să vezi ce spune. Pe DSP aici avem... Pe alea lăcrămioarei numărul 1. Dați-mi mie. Numărul 1? Dați-i să vorbească dumneavoastră. Dați-i să vedeți ce face de râs. Ia, ia. Da, vă rugăm frumos. DSP. Lăcrămioarei numărul 1. Vă rugăm frumos. Bine.
Nu, nu, este un... Saiuc Marian. Cetățean. Nu, nu, că mă ziceam, mă știu. Spune Saiuc Marian, ce e așa greu? Da. Spuneți-i, domn, vedeți că vă dă legătura, nu închideți la poliție. Ce ați făcut? Ești deranjat să-i puneți degeaba pe oamenii pe drumuri. Vedeți dumneavoastră, dumneavoastră nu vreți să părăsiți. Credeți că ies eu, nu vreți să spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră credeți că poliția este la chiar dumneavoastră? De aia asta înseamnă 30. Sunt niște reguli. Sunt niște reguli. Spuneți-mi articolul de lege, codul penal, din codul penal. Deci vă rog frumos, sunt niște reguli. Da, am înțeles. Tot repetați, ce vă convine. Păi a spus că mă dați în judecată. Deci tot repetați ce vă convine. Dumneavoastră ați venit pus pe scandal. Nu, păi de ce mă deci dumneavoastră n-ați venit să rezolvați nimic, domnul Saiu. Dumneavoastră ați venit pur și simplu într-o propagandă politică și vreți să faceți cu instituțiile statului ce doriți dumneavoastră. Ei, așa nu se poate. Alo. Trebuie să respectăm niște reguli în țara asta. Cu cetățeni ca dumneavoastră care nu respectă regulile, nu ajungem nicăieri. Vă rugăm frumos. Propagandă politică. Da, asta faceți. De aici să vină pe răcrămeare. În instituțiile statului nu se face propagandă politică. Dumneavoastră ești pe rețelele de socializare, filmezi fără acordul nostru, stai de o oră aici și ne perturbe activitatea. Păi dumneavoastră ce credeți? Că suntem... Chiar așa ai nimănui? Vă rugăm bine, frumos. Vine. Foarte bine. E pe drum, a zis. Deci, ați văzut oameni buni, angajații voștri, că țipă ei, bă, și zice că noi țipăm. Deci vă rog, doamnă, să stați aici, nu plecați de lângă mine. Doamne, nu vă bată nimeni. Vă rog frumos, nu plecați de lângă mine. Ia să faceți lucrul acesta când ați văzut că filmează în instituție și intră un cetățean fără să... Deci, a trecut pe lângă mine. Deci nu se poate, nu se poate. Dânsul m-ați lăsat singură, uitați cum filmează. Tot eu am vină. Păi dumneavoastră ei are ce trebuie să nu mai trece, da? Sunt, de aici dânsul nu mai trece, de aici dânsul ți-ai pus, ți-ai luat bodyguard, să-ți fie rușine, măi femeie, dă-ți demisia. Haideți, vă rog. O rușine din punctul meu de vedere pentru instituția asta statului, ca să ții bodyguard personal. Să-ți fie rușine. De aici nu mai trece. Ți-ai cumpărat dumneavoastră birou. Du-te acasă, femeie, și cumpăiați birou acolo la tine acasă. Stai, mă, femeie, vorbesc cu dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră. Ia să dumneata acolo, birou, acasă, stai acasă. Cum să îngrădești dumneata dreptul de liberă circulație a unui cetățean? Nu ți-ar fi puțin ușor să îmi spui că propagandă politică? Păi înseamnă că ești politic pus să tu femeie acolo. Eu asta cred, dacă dumneata spui că vin eu să fac propagandă politică, când eu ți-am venit zici, am făcut cerere pe legea 544 și îmi spui mie de... Trebuie să-mi dai un răspuns oficial, nu prostiile astea. Aici, în față, la DSP, urcați sus la etaj, haideți că nu pot să plec de aici. Sunteți în față, da? Urcați sus la etaj, pe lângă mine pe aici, sus la etaj și e persoana respectivă. Haideți că vă aștept aici sus. Nu știe pe unde să urce și doamna mi-a zis să nu mai plec de aici. Da, vei poliția? Hai să punem și... Bună ziua! Bună ziua! Da. Nu v-am chemat, eu v-am chemat dumneavoastră. Domnul polițist, în numele meu este Saiu Marian. Am rugămintea să-mi spuneți dacă cumva ați fost chemat prin SNUAV. Este treaba noastră, stimate domn. Pleșan mă numesc, vreau să răsună la noi? Da. Ce că-i treaba lui? Da, deci, dați-mi la un buletin, în primul rând. Da. Și doamna Gargea s-a sunat. Nu, dumneata ai pus-o să sune. Mi-a zis să sună. Da, corect. A intrat peste noi în birou, a trecut pe lângă doamna gardian. Așa. Nu s-a respectat regulile, nu s-a legitimat. Ne-am trezit. Cui să mă legitimezi? Ești polițist dumneata? Calomniază, injurii. Cum? La adresa unui funcționar public de la prima oră. Ce prostii? Fără acordul nostru, uitați la public. Ce injurii pe adresa? Ia spune. Jurii. Cu coană ți-am zis. Ce ți-am zis? În primul rând, i-am spus să nu filmeze. Ce dumneavoastră filmează? Fără acordul meu, nu am voie să mă filmeze. Am voie. Da? A intrat în birou. Minte. Cum? Spune domnul polițist. Da, păi tot ce ați spus, hai spune. Să spuneți dumneavoastră ce ați spus. Păi eu nu te-am jignit, dumneavoastră ai zis că te-am jignit. Dumneavoastră și al dumneavoastră și al dumneavoastră. Sigur că da, imediat vă dau. Notați, vă rog, numele meu Saiuc Marian. Eu l-am jos, imediat. L-aveți jos. Vă știți codul meu personal? Nu. Deci dumneavoastră ați venit într-o problemă aici? Da, uitați. Mi-au dat niște... Am pus pe mine să sună 2. Să vă duc buletinul. Doamnă, deci, în primul rând, dumneavoastră sunteți aici? Da. Dacă la toate trebuie să chemăm poliția și dumneavoastră stați aici, doar eu nu stați un salariu, nu vă supărați. Stimată doamnă. A trecut până în mine, ați văzut ce să mă...
Deci dânsul nu este prima dată, să știți că am mai venit și săptămâna trecută. Știți cum a trecut pe lângă mine? N-am putut, trebuia să-l iau de pantalon. A spus că deci eu nu pot să stau. Juri... Și v-a calomniat. Spuneți-mi cum. Da, dânsul a primit un răspuns. Dânsul a primit un răspuns. Doamna, n-ai înțeles ce te-a întrebat domnul polițist? Nu este. Deci dumneavoastră vedeți că se... Da, cu coană. Înțelegeți ce te-a întrebat polițistul? Vă rugați niște da, cu coană. Te-a întrebat polițistul? Jignirea. Spune jignirea ca să mă sancționeze pe legea 61, articolul 2, cuvinte și expresii jignitoare. Dar nici nu pot să le folosesc. Nici nu pot să le folosesc. Nu ești în stare să spui ce ți-am spus? Da, ți-am nu, spus nici nu pot cucoană. Să le folosesc. Da, ați folosit un limbaj neadecvat. Să nu minți, că am înregistrat tot deci, de la început. Ați folosit un limbaj neadecvat. Spune-l, explică-l. Ați spus că am făcut, nici nu știu ce ați mai spus, cu firmele dumneavoastră, că suntem mână în mână, că v-am nu ne-am întrebat, făcut. V-am întrebat, deci, v-am întrebat. Nu, ați folosit nici un limbaj necorect. Domnule, domn polițist, și am întrebat-o dacă cumva ia șpagă de la firma asta, că nu îi sancționează, așa? Deci eu nu sunt organ de control, v-am spus. Da, spuneți jignirea ca să mă sancționeze, deci, ce n-ați înțeles? Deci, domnul polițist, deci, se folosește, a mai fost în instituție și săptămâna trecută, Pii. A făcut același scandal, se folosește care de acest scandal, telefon, femeie, că mai tare filmează și provoacă. Stimată domnul, da. Ca să știți, pentru viitor, ăsta nu este un apel de urgență, că dar nu am sunat, doamna a sunat, eu n-am sunat. Dumneavoastră a spus-o. Eu o să vă sancționez pe dumneavoastră pentru faptul că sunați la 112. Adică tot pe mine mă sancționați care sunt da, în exercițiu. Da, pentru că sunteți în timpul veniți la sediul secției, dacă dumneavoastră considerați că a fost nedreptățită. Dar eu v-am întrebat ce în jurii v-a adus, nu știți să spuneți nimic. Păi cum adică nu știu? Dar o să scriu, o să fac domnul polițaier. O să fac eu așa și a zis, ia te rog mâna după mine. Deci o să fac eu, domnul polițist, o să fac eu plângere. Deci nu se poate să fiu eu amendată în exercițiu funcțiunii. Pentru că... În primul rând nu am sunat eu la 112. A spus-o. Am filmat că dumneavoastră a spus-o. Eu ce să mai înțeleg? Să vorbesc cu doamna director. Vorbiți. Ați cerut vreo... Da, am aici. Sigur. O hârtie să puteți da. Veni nu, am da. Am o hârtiuță aici, răspuns oficial dat de ei și am venit să-mi spună, în ceea ce privește acest răspuns oficial, să-mi dea detaliat și să-i spun ce nu-i bine și ce este bine. Ei spun că ei nu poate să-mi dea amenziile cu care sancționează anumite societăți comerciale pentru că încalcă GDPR-ul. Ori domnul polițist știți dumneavoastră foarte bine că GDPR-ul, adică UE 679, vorbește de cu totul și cu totul altceva. La fel zice că îmi face plângere penală, dar nu mi-a spus niciun articol din codul penal din care ar putea. Nici hărțuire nu poate să mă bage la 108, deci absolut nimic. Dar dânsa zice că mă dă în judecată, dar n-are niciun motiv. Eu am venit cu motive clare aici. Asta e a treia hârtiuță, care, al treilea răspuns oficial pe care mi-l dă și mi-l dă aiurit. Sau mă, da, asta sunt... nu știu. E problema dumnealor asta, da. Sigur că da, dar nu știu eu ce, aveam toate ce motivele să fiu prezent. Să da, aveam toate motivele. Eu vă dau CNP-ul, fără nicio problemă. Aveam toate motivele să fiu aici. Că nu e prima dată, e a treia oară. Care... De la ce secție sunteți? De la secția 1, doamnă. De la secția 1. Nu are puțin și amenință polițistul, să vedeți, femeia zice. Ia zi femeie, domn polițist, de mâine nu mai lucrezi dacă îmi dai amendă. Hai că ești în stare. Cred că avea pile dumneata pe aici. Da, acum ce suntem sub ordonație de SP-ului? Ce eu i-am spus, domnule, dar nu chemați poliția pentru așa ceva, că nu-i cazul. Cheamă poliția. Câte leși cu... Doamnă, cu coană? Nu mai dați vina pe doamna Gardian. Dacă dumneavoastră i-a solicitat femeia, ce vrea să facă? Deci, domnule polițist. Deci, dumneavoastră... Vă rog frumos, ascultați-mă și pe mine, că sunt exercițiu funcțional. Dacă dumneavoastră ați fi fost în locul meu... Stimată domnule, eu sunt mai grav ca dumneavoastră. Eu mă cer deci, cu oameni într-adevăr violenți și agresivi, care în jur, care nu... Acest domn nu a înțeles că trebuie să închidă telefonul. Doamnă, unde aveți... Nu are acordul meu să mă filmeze. Aveți dumneavoastră zonă de securitate la dumneavoastră și nu are voie să... Hai de 585, articolul 105, ăla ai dumneavoastră aici? Deci nu se poate fără acordul meu să mă filmeze. Doamnă, deci am spus să vorbim cu oamenii. Dumneavoastră mă filmează pe mine acum. Eu ce vreți să... E instituție publică, doamnă. Dumneavoastră deci ziceți informată greșită. Fără acordul meu, nu îi permit. Asta credeți dumneavoastră. Dumneavoastră de asta a sunat la noi pentru că v-a deranjat că vă filmează. Nu mai acest lucru, domnule. Dar spuneți ce, ca să mă sancționeze. Pe legea 61, articolul 2, cuvinte și expresii jignitoare. Spuneți ce am făcut. Aici a ieșit. Femeie, spune ce am făcut. Spune ca să mă sancționeze. Deci, sper că am încheiat-o. Domnul polițai. Doamnă, înțelegi că o să primești amendă de la domnul polițist pentru că te crezi pe tarlaua dumitale? Da, înțelegi că o să-ți dea amendă? Da, dar o să primești și dumneata. Eu nu stăm pentru ce, că nu există niciun motiv, eu n-am încălcat nicio lege. Dumneata, ești pus dumneata? Astăzi să mă hărțuiești pe mine. Haideți-vă. Hărțuirea? Haideți-vă. Este reglementată. Eu o consider hărțuire. Haideți-vă. Care este stara de temere? Acum plec. Nu-s nervos, doamnă, nu-s nervos. Care este stara de temere? O să-și ia amendă dumneai ei? Eu am spus că o să-și ia amendă.
Așa. Nu, doamnă, noi vrem, doamnă, noi vrem să discutăm cu dumneavoastră, să fiți transparentă cu noi cetățenii. Asta vrem. Deci vă mulțumesc frumos, domnule. Cu plăcere. Și un domnul de... Asta pentru că v-am dat toate informațiile. Pentru că a schimbat poliția, doamnă. Da. Pentru că a schimbat poliția. Nu trebuia să schimbați poliția. Da, dă-mi cum se numește, doamnă. Și vrei să-ți mai arăt ceva? Ia vină cu acea femeie. De ce? Uitați, domnul de ce polițai, nu vă uitați, uitați cum se adresează unui funcționar. Vrei să spune ceva, femeie? Vino femeie cu acea. Stimată, doamnă, nu e o injurie. Înțelegeți adică, dumneavoastră. Măi, nu știu nimic. Pe ce așteptați? Să-mi dați procesul verbal? Cum să-ți dau una în cap, măi, femeie? Semnați procesul verbal, v-am mai întrebat o dată. Vă mai întreb o dată. Da, fac o sesizare, anotare la procesul verbal. Nu e procesul. Da, imediat. Îți spun eu ce să trebuie să se face. Te duci cu el în instanță și te judeci în instanță. Da, e pus degeaba pe oamenii ăștia pe drumuri. Acum te plătește, știi cât e amenda? 40 de milioane. Dacă vrea polițistul, dacă nu poate da, și ierte. Da, și dumneavoastră o să nu dați răspăgubiri. Ia, cum o să dă răspăgubiri? E cu filmările și cu asta. Haideți, m-am zis la doamna și a sunat la 112, a fost agentul de pază să spune la 112. A spus că au fost injurii, au fost injurii, dar nu ne-a prezentat niciun injurie. Aici. Prima zi astăzi. Acum vine și mi-arătă. Aici sunt prima zi. Tot ce am venit. Doamnă, puneți-vă la punct. Vorbiți cu șeful dumneavoastră de la Transguard. A spus că sunteți? Da. Nu, Transguard. o să-i spun. Nu e regulă. Trebuie să... Dacă dumneavoastră vine și vă agresează unul. Da. Zicem că vine unul care, într-adevăr, eu știu, are probleme la cap. Corect. Și vine, vă agresează. Noastră ca femeie, trebuie să aveți un buton de panică, să solicitați un echipaj, să vă vină în sprijin. Că... Dacă da, toată lumea, eu poliția, alerg acum, vin de la intrare din Mamaia, vin știu aici, de aici plec probleme, în altă parte și tot așa. Dar și durează nu, câteva minute până ajung. Dacă era puțină colaborare, nu vă temam. Dar doamna a insistat, domnul este de față? Da. Da, doamna o să fie sancționată ca data viitoare să știe cum să apeleze numărul de urgență 112. Pentru că asta nu reprezintă o urgență, da? O zi bună! Deci asta este instituția statului român pe care voi, nu știți câți bani se dau aici pe chirii, pe medici, pe ce vreți voi. Și noi cetățenii care venim să ne cerem drepturile și răspunsurile oficiale, își bată joc de noi. Să vă fie rușine.